Discuțiile purtate în spațiul public cu privire la suspendarea activității agroalimentare au stârnit controverse în rândul comercianților din piața Mircea. Primarul municipiului Drobeta Turnu-Severin a venit cu propunerea de a îndepărta pereții din sticlă, astfel încât comercianții să își vândă marfa. Cei din urmă au doar cuvinte de laudă la adresa primarului. Agricultura românească nu este cu siguranță valorificată de către actualul guvern. Discuțiile purtate în spațiu public cu privire la suspendarea activităților piețelor agroalimentare în actualul context pandemic au stârnit controverse în rândul comercianților. Primarul Marius Creciu s-a opus cu desăvârșire acestei inițiative luate de guvernul PNL, iar la începutul acestei săptămâni a și hotărât îndepărtarea pereților de sticlă, transformând spațiile închise în unele deschise. Comercianții din piața Mircea sunt mulțumiți de primarul municipiului pentru sprijinul acordat imediat, astfel încât ei își pot vinde rodul muncilor în continuare. Unde să vă vindeți marfa? Da, am ales că eu am condimente de ăștia, am muncit toată vara și o pierd, pe pătrunjel, pe marar, pe cimbru, pe sfandoc. Le-am măcinat, le-am făcut și acum unde să mă duc cu ele? În ploaie, în afară? Mulțumiți, e puțin fric, dar ce să facem decât să închidă de tot? Bine și așa. A găsit soluții ca totuși să aveți... Da, așa este. Da, așa este. Da, da. Ce să facem? Dacă asta e ordinele de sus, n-avem ce face. Domnul primar este un om deosebit. Se interesează de populație. Crede lumea că asta e situația. Totodată s-au intensificat măsurile de prevenire a infecției cu COVID-19 prin dezinfectarea spațiilor interioare și exterioare piețelor, dar și prin marcarea căilor diferite de ieșire și intrare. Reprezentanții municipiului Drobeta Turnu-Severin vor face tot ce le stă în putință pentru a îndeplini toate condițiile, astfel încât activitatea piețelor agroalimentare să se desfășoare în continuare.